Cei trei frați audiați pentru crima de la un hotel din Munții Bucegi au fost arestați preventiv în urmă cu puțin timp. Sunt fiii celei care se prezintă drept vrăjitoarea Sidonia și a lui Fabian Marin, cunoscut personaj din lumea interlopă a capitalei. Suspecții ar fi tăbărât asupra victimei, un bărbat de 41 de ani, după ce omul ar fi sărit să-și apere soția pe care frații au jignit-o. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Frații lui, Armando și Laurențiu Marin, au susținut la audieri că victima i-a atacat. Dar procurorii au stabilit că lucrurile au stat exact invers. Au aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit și în urma cărora victima a decedat. Bărbatul ucis, Sorin Anghel, a fost lovit și cu mai multe obiecte contundente, au precizat medicii legiști după autopsie. Deocamdată, arma crimei nu a fost găsită. Anghel ar fi sărit în apărarea soției, pe care frații, cunoscuți în lumea interlopă, drept făcând parte din gruparea Fabian, ar fi jignit-o în timp ce cânta și dansa. Indiferent, se distrează, cum dansează, cum... Nu este normal să vină cineva să tragă de soție, să-ți o jignească. Sorin Anghel era om de bază într-o firmă de protecție și pază din Dâmbovița, dar, spun vecinii lui, nu avea reputația unui bătăuș. Un om foarte bun. Totuși, fratele cel mare dintre suspecți, Laurențiu, zis Solomon, despre care se spune că ar fi ținut în mână arma crimei, era și el rănit când a ajuns la spital. Avea o plagă în zona abdomenului. La audieri a apărut cu mâinile bandajate. Avocatul inculpaților invocă prezumția de nevinovăție. Nu sunt cunoscuți cu antecedente penale, sunt integrați social, au familie, au surse legale de existență. Copilul s-a apărat. A fost o încăierare foarte mare. Copiii mei sunt fără cazier. Familia fraților Luis, Armando și Laurențiu a fost vizată însă în trecut de mai multe anchete penale. Gruparea a fost acuzată, printre altele, de infracțiuni comise cu violență, cămătărie, șantaj și trafic de droguri. Am să plec pe croazieră, ca să-mi iau mitralieră. Mitralieră și pistol, pe dușman ca să-i omor. Pe rețelele sociale, frații Marin etalau palate, mașini de lux, vacanțe în destinații exotice și petreceri cu băuturi scumpe, la care participau artiști renumiți. De altfel, și în noaptea crimei, inițial au stat la masă alături de Alex Velea. Artistul a susținut pe o rețea de socializare că nu are nicio legătură cu nefericitul incident și că în acele clipe era în camera lui de hotel. Printre invitații la petrecerea de sâmbătă s-au mai aflat Antonia și Alina Eremia. Cea din urmă a transmis tot în mediul online că a aflat despre tragedie dimineață.